Vreau și prea cu cer de șoferință, spuse de cașă. Astăzi, în 3 februarie, se împlinesc 150 de ani de la trecerea la cele veșnice a celui mai mare filantrop față de biserica noastră adeleană, față de tineretul nostru, marele mecenă și patriot Emanuel Coșcu. Luna februarie este legată de mai multe evenimente din viața sa. S-a născut în 9 februarie și a murit în 3 februarie, prin urmate în 6 februarie. După trecerea sa la cele veșnice, Sfântul, Crotitorul nostru, Sfântul Andrei Șacuna, a hotărât ca ziua aceasta să fie sărbată în toată Biserica din Ardeal, printr-o pomenire specială. De câțiva ani am încercat și noi să ne reamintim la propunerea unor iubitori ai acestui mare patriot de a face pomenire în bisericile noastre acelui care prin fundația care a mutat numele și mai ales prin vestitul testament a lăsat toată averea sa unei slujiri îndelungate, unui proiect pe care nu l-am mai văzut la nimeni și nu știm dacă vom mai întâlni pe vreunul care să gândească cu inima, dar și cu mintea, atât de rațional și de matematic, stabilind burse pentru tinerii români ortodoxi din Ardeal. Până în anul 2050 a existat un proiect, o programare ca cursele să se îndrepte spre tineretul nostru. Din păcate, moștenirea sa a fost răvnită și de alții și a rămas unde a rămas. Ce a mai rămas la noi s-a mai recuperat. Ceea ce este foarte important, că acest binefăcător a oferit bisericii, tineretului bisericii din Ardeal, averea sa, punându-o însă sub ocrotirea Bisericii și mai ales încredințând și apelând la autoritatea Sfântului Ierarh, primul mitropolit al Transilvaniei, Andrei Șacuna, Sfântul nostru ocrotitor. L-a pus cel care să gestioneze continuarea acestei lucrări și banii respectiv să-i păstreze și să-i folosească spre educarea neamului, spre ridicarea tinerilor care aveau nevoie de sprijin. Suntem recunoscători acum și am făcut această ceremonie la împlinirea 150 de ani, dar în același timp și legându-ne de ceea ce biserica noastră, ceea ce Sfântul Sinod a hotărât ca anul acesta să fie dedicat ca un an omagial al tuturor filantropilor, binefăcătorilor noștri. Poate că nu ne dăm seama ce valoare are fapta bună. Bucuria pe care o primim atunci, care se revarsă asupra noastră în momentul în care ai făcut un bine, este o bucurie specială, o bucurie deosebită. Dar atunci când lași în urma ta o tradiție a bucuriei, suntem încredințați că s-a întors acum tot ceea ce a făcut El spre dânsul sus în cer și
a primi la sfârșitul veacului, la cruceatoarea judecată, cele cuvenite pentru sporirea acestei avuții, pentru că n-a îngropat talentul, ci l-a lăsat să lucreze și după plecarea lui la cele veșnice. Sperăm acum când noi îl comemorăm, că noi ne-am rugat lui Dumnezeu să-i primească darul său, dăruirea sa și întreaga sa viață, ca de acolo de sus să ușureze, să roage pe Dumnezeu și El ca să putem și noi să continuăm această lucrare. Nu este ușor momentul în care primele forme legale care trebuiau făcute n-au fost împlinite de cele două părți, română și maghiară. Parlamentul românesc a aprobat statutul și ceea ce a propus, nu știu, dar cel ungar a mai așteptat. Acum, în Budapesta, un apartament dintr-o clădire, din cele 5 clădiri existente mari, este folosit de Biserica Ortodoxă din Ungaria. E o capelă acolo. Noi am primit două case la Oradea, un spital la Cluj, care este cu vieții a noastră proprietate, e folosința statului și vom mai vedea mai departe ce va mai fi. Dragostea multora dintre patrioții noștri, dintre dragostea acestor contemporanei noștri care au stat alături de noi și care ne-au rugat și care au insistat ca să încercăm să facem ceva pentru ca această moștenire, care nu este nici a Bisericii Ortodoxe Române, nu este nici a statului român, nici a statului maghiar, ci a tineretului nostru ortodox din Ardeal. Deci ca această moștenire să poată fi lucrativă, poate să se împlinească. Fundația Coșul din Sibiu a fost înființată și nerecunoscută, așa, în toată valoarea ei, importanța ei ca urmașă la moștenitoare a fundației, a moștenirii Coșului. După insistențele noastre, depunând un exemplar autentificat din testamentul Coșdu, s-a recunoscut, sau a reușit să se recunoască ca președinte al Asociației Fundației Coșdu, Mitropolitul Ardeanului. Mai departe vor fi alți pași care trebuie făcuți împreună, dar numai cu ajutorul statului român, care să sprijină această fundație în a face o legătură cu statul. Numai între cele două state se pot rezolva problemele, pentru că fundația sau aceste resurse minimale pe care le avem noi sunt imposibile de a, sau cu ele nu putem face nici măcar cel mai simplu apel către forurile internaționale, pentru că nici măcar nu putem evalua acum mărimea colosală acestei moșteniri și cu cât ea este mai mare, cu atât
lucrări deosebite a celui mai mare filantrop.